Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, în hotărârea al cărei dispozitiv a fost pronunțat astăzi, Curtea Constituțională a interpretat, sesizată fiind de doi deputați, mai multe articole din Constituție cu referire la organizarea concomitentă sau în aceeași perioadă a alegerilor prezidențiale și a alegerilor parlamentare, în eventualitatea dizolvării Parlamentului în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii Moldova. Așadar, Curtea a trebuit să elucideze. 1. Dacă este permisă dizolvarea Parlamentului în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii Moldova. 2. Dacă este permisă dizolvarea Parlamentului în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii, în cazul în care în această perioadă președintele demisionează și sunt întrunite condițiile necesare pentru dizolvarea Parlamentului. 3. Dacă este permisă desfășurarea alegerilor parlamentare și alegerilor prezidențiale, ordinare sau anticipate, în aceeași perioadă. 4. Dacă este permisă desfășurarea concomitentă a 2 scrutinii în aceeași perioadă. 5. Dacă există o procedură care trebuie urmată pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate și alegerilor prezidențiale în aceeași perioadă. Cu privire la posibilitatea dizolvării Parlamentului în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii Moldova, Curtea a reținut într-o hotărâre din 2015 că este permisă dizolvarea Parlamentului în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii, dacă formarea Guvernului a fost imposibilă într-un termen de 3 luni. Totuși, interpretarea sa din 2015 se referea doar la situația în care președintele Republicii este ales sau era ales de către Parlament. Această interpretare nu mai este valabilă în prezent, pentru că președintele Republicii este ales prin vot popular. Așadar, în contextul actual, în care președintele Republicii este ales prin vot popular și este necesară menținerea continuității structurilor statului alese de popor și evitarea suprapunerii campaniilor electorale parlamentare și prezidențiale, este aplicabilă interdicția dizolvării Parlamentului în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii Moldova, prevăzută de articolul 85 alineatul 4 din Constituție. Legea fundamentală interzice explicit și în mod absolut dizolvarea Parlamentului în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii și nu prevede excepții de la această interdicție. Cu privire la eventuala dizolvare a Parlamentului în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii, în cazul în care în această perioadă președintele demisionează și sunt întrunite condițiile necesare pentru dizolvarea Parlamentului. Curtea a reținut următoarele. Președintele Republicii are dreptul să demisioneze dacă o consideră necesar și această decizie comportă un caracter absolut, fiind calificată ca o circumstanță voluntară și subiectivă, survenită din proprie inițiativă. Președintele nu poate fi obligat să-și exercite mandatul contrar voinței sale. În cazul în care acesta renunță la exercitarea mandatului, funcțiile sale sunt preluate în conformitate cu prevederile articolului 91 din Constituție de președintele Parlamentului sau, dacă acesta din urmă nu o face, de către prim-ministru. În caz de demisie, funcția de președinte al Republicii nu permite intermitenție și nu se întrerupe, ci continuă să fie exercitată de președintele Parlamentului sau de prim-ministru. Interdicția prevăzută de articolul 85 alineatul 4 din Constituție rămâne aplicabilă. Ea nu depinde de exercitarea ultimelor 6 luni ale mandatului președintelui Republicii, de președintele ales sau de persoanele care asigură interimatul funcției în această perioadă. Cu privire la eventuala organizare a alegerilor parlamentare și a alegerilor prezidențiale, ordinare sau anticipate în aceeași perioadă, Curtea a reținut că într-o asemenea situație ar fi invalidată interdicția dizolvării Parlamentului în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii. Totuși, Constituția interzice situațiile în care structurile statului alese de popor să fie lipsite de continuitate. Separația puterilor presupune ca autoritățile publice alese de popor să fie constituite într-un mod care să împiedice uniformizarea acestora, iar acest fapt conduce la interdicția suprapunerii campaniei electorale
pentru alegerea Parlamentului cu cea pentru alegerea președintelui Republicii. Prin urmare, un asemenea scenariu ar fi neconstituțional. Trecând la următoarea chestiune de interpretare, dacă este permisă desfășurarea concomitentă a două scrutini în aceeași perioadă, Curtea a reținut că legea fundamentală permite desfășurarea concomitentă a două scrutini electorale în aceeași perioadă, cu excepția desfășurării alegerilor parlamentare și prezidențiale, ordinare sau anticipate. Cu privire la procedura care trebuie urmată pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate și alegerilor prezidențiale în aceeași perioadă, Curtea a observat că nu este competentă să trateze această problemă. Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, în consecință, Curtea a hotărât că în sensul articolului 85 din Constituție, este interzisă în orice circunstanță dizolvarea Parlamentului în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii Moldova. 2. În sensul articolului 85-90 din Constituție, este interzisă dizolvarea Parlamentului în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii, în cazul în care în această perioadă președintele demisionează și sunt întrunite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului. În sensul articolului 61, 78, 85 și 90 din Constituție, este interzisă desfășurarea alegerilor parlamentare și alegerilor prezidențiale, ordinare sau anticipate, în aceeași perioadă. 4. În sensul articolelor 2, alineatul 1, 38, 61, 78, 85 și 90 din Constituție, este permisă desfășurarea concomitentă a două scrutini electorale în aceeași perioadă, cu excepția alegerilor parlamentare și alegerilor prezidențiale, ordinare sau anticipate. Vă mulțumesc!